Capitala Indiei, New Delhi, a fost învăluită de un nor dens de poluare. Valul de poluare este cauzat de emisiile industriale, traficul rutier, precum și de fumul provenit de la incendierea terenurilor agricole din jurul capitalei. Chiar în prima zi a festivalului Diwali, sărbătoare prin care hinduși își decorează casele cu lumini și se adună în familie, indienii s-au confruntat cu o ceață cenușie gălbuie. Din acest motiv, autoritățile au decis interzicerea focurilor de artificii ilegale care ar putea genera o amplificare a nivelului poluării. Concentrația de particule nocive a atins aproape 389 de micrograme pe metru cub de aer, potrivit agenției Safar. Conform standardelor stabilite de Organizația Mondială a Sănătății, nivelul normal ar fi trebuit să fie de 15 ori mai mic decât cel înregistrat. Autoritățile au sfătuit locuitorii capitalei indiene să evite deplasările și să poarte mască în contextul în care densitatea norului de poluare va crește în următoarele zile. Poluarea din jurul orașului New Delhi este cauzată și de fumul degajat de incendierea terenurilor agricole din proximitate, aceasta fiind o practică interzisă de autorități în anul 2015. În 2020, New Delhi a primit titlul de cel mai poluat oraș din lume, potrivit unui raport al organizației neguvernamentale elvețiene IQ. Se preconizează că 1,67 de milioane de decese din anul 2019 au fost atribuite gradului ridicat de poluare în India, printre care 17.500 doar în New Delhi.